ajunge la o înălțime de 100 de metri. Am ajuns la a doua ediție a concursului regional de rachetomodele și aeromodele Cupa Vrancei. Vă spun oficial și cu toată inima, bun venit în județul Vrancea. 5, 4, 3, 2, 1... L-am întrebat despre ce este vorba, nu i-am promis, deși poate politicienii știți cum e, au tendința să promită. I-am spus că vom face tot ceea ce stă în puterea noastră, a Consiliului Județean Vrancea, domnului președinte Cătălin Toma, să realizăm la Vrancea prima ediție, primul concurs regional după foarte, foarte mulți ani. Mă bucur că anul trecut s-a întâmplat acest lucru, că a avut loc prima ediție la noi în județul Vrancea. 3, 2, 1, 2!